Un nou apel la negocieri. De această dată a venit rândul blocului acum să invite deputații socialiști la discuții ca urmare a convocării Consiliului Republican al celor două formațiuni. Așadar, cei din blocul acum sunt gata să discute cu cei din PSRM și, ca soluție temporară, au propus crearea unui grup comun format din deputații ai ambelor părți, care să se așeze la masă și să discute noile propuneri, termenul limită fiind data de 25 aprilie. În acest sens, considerăm oportună crearea unui grup de lucru constituit din reprezentanți ai fracțiunilor parlamentare ale blocului acum și PSRM, mandatat să discute până pe 25 aprilie inițiativele legislative ale blocului acum și ale fracțiunii PSRM, care se referă la dezoligarhizarea statului și implicit îmbunătățirea vieții oamenilor. Într-un răspuns oferit imediat după încheierea conferinței, PSRM a declarat că nu este de acord cu crearea acestor grupuri de lucru, întrucât blocul acum nu respectă condițiile puse de socialiști, care țin în special de crearea unei coaliții de guvernare și repartizarea unor funcții importante în Parlament și Guvern. Cât despre coaliție, Maia Sandu spune că nu poate fi vorba, iar blocul acum este gata să-și asume un guvern minoritar. Nu discutăm repartizarea ministerilor, reiterăm că blocul acum este gata să-și asume responsabilitatea pentru un guvern minoritar. În condițiile deplorabile de care se face vinovat Partidul Democrat pentru că a dus țara într-o situație extrem de proastă, de periculoasă, noi suntem gata să preluăm situația așa cum este ea și să îmbunătățim lucrurile astfel încât să se evite o criză economică și socială și, doi, să demontăm sistemul până la capăt. Mai mult decât atât, pe lângă cele 8 proiecte de lege propuse anterior, blocul acum intenționează să mai depune alte 5 care, potrivit lor, se referă la scoaterea din captivitate a instituțiilor statului și, în special, la modificarea unor legi cu privire la demiterea din funcție a procurorului general, membrilor Comisiei Electorale, abrogarea legii acordării cetățeniei prin investiții și revocarea guvernatorului BNM. Tatonările dintre socialiști și blocul acum, prin intermediul presei, durează de câteva săptămâni, în condițiile în care, inițial, cei din urmă excludeau discuțiile cu Partidul Socialiștilor, deputații căruia toți 35 se află într-o vizită la Moscova în Duma de Stat.